Manifestația s-a desfășurat la o zi după ce agricultorii au avut o întâlnire cu premierul Valeriu Streleț, în cadrul căreia au discutat și despre datoriile la subvenții. Am înțeles azi că 160 de milioane din 207 milioane sunt plătite. Eu am foarte mult dispus la ceea ce ați menționat dumneavoastră, referitor la o criză, de unde s-a pornit, când, cine a făcut această criză, cum am suferit noi agricultorii. Potrivit prim-ministrului, datoriile pentru anul trecut la subvenții vor fi achitate în zilele apropiate. Datoriile pentru dosarele de subvenționare, la care au mai rămas circa 40 de milioane de lei, care cred că vor fi stinse, așa cum am vorbit, în zilele apropiate. Azi, mâine, până la finele lunii curente sau în primele zile bancare ale lunii viitoare. În același timp, șeful cabinetului de miniștri a subliniat că datoriile la compensarea pierderilor agricultorilor pe urma embargoului impus de Federația Rusă la importul de fructe moldovenești vor putea fi achitate doar după rectificarea bugetului, iar acest lucru se va întâmpla doar după negocierile din septembrie cu Fondul Monetar Internațional. Acum noi trebuie să găsim resurse după rectificarea bugetului ca să acoperim și această datorie, care în fond eu cred că este posibil de plătit. Atât. Adică subiectul protestului de azi a vizat nu datoriile la subvenții, ci datoriile la compensațiile pentru producătorii de fructe mici. După discuția cu femeie, firește. Noi nu o să facem niciun fel de rectificare până la 22 septembrie. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, până pe 22 august, din cele 207 milioane de lei care sunt datorii la subvenții pentru anul 2014, au fost achitate doar 160 de milioane.